Protocolul dintre Uniunea Social-Liberală și Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este primul de acest fel din țară și prevede ca cele două părți să se sprijine reciproc. Mai exact, militarii disponibilizați vor ajuta USL în campania electorală, cu promisiunea că parlamentarii Uniunii îi vor ajuta ulterior să-și recupereze drepturile pierdute în actuala guvernare. Mă înclin în fața domniilor voastre, a tuturor cadrelor militare. Personal am trăit în casa părinților mei, iar tatăl meu a fost cadru militar, lucruri pe care nu le-am uitat niciodată și port un respect deosebit tuturor celor care și-au sacrificat tinerețea, perioada importantă a vieții în slujba României și a patriei. Meritați un statut aparte, cel de parteneri, de oameni cu care trebuie să ne consultăm, pentru că știu bine lucrul acesta, întotdeauna ați fost înainte de toate buni români. V-ați pus viața și cariera în slujba României, indiferent de momentul la care ați activat, și chiar dacă astăzi această zonă de militari, indiferent de funcție, de grad înalt sau grad mai mic, sunteți oameni care însemnați foarte mult cu experiența dumneavoastră, cu disponibilitatea de a lucra pentru România și sunt mândru că astăzi, în calitate de președinte al Partidului Social Democrat, v-am alături aproape prin acordul dumneavoastră.